Imaginează-vă în fața dispensarii medicale și din asta, așa arată dispensarul în ziua de astăzi. Am modernizat, să spun așa, sau am refăcut de la zero acoperișul dispensarului medical, pentru că în dispensar, când erau primele mari ploua, și totodată, odată cu acoperișul, am făcut tot exteriorul, adică am schimbat toată tâmpăria de lemn cu termopan, am făcut termoizolație, am montat o centrală pentru încălzire care anul acesta a funcționat, iarna trecută a funcționat la parter, pentru că dispensarul trebuie să-l modernizăm și interior, unde arată jalnic, mai ales la etaj. Este în vederea mea ca în viitor să-l facem. Am construit această parcare în fața lui și trotuar între dispensar și